Primarul și viceprimarul comunei Vâlcene Racovița, Sonia Iliescu și Ioan Fâșcă, trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub acuzația de abuz în serviciu la început de an. În rechizitorul întocmit de oamenii legii se face precizarea că faptele au fost comise la data de 3 septembrie 2010 și la 26 octombrie 2010. Atunci, primarul și viceprimarul din Racovița, Sonia Iliescu și Ioan Fâșcă, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, eliberând în primă fază un certificat de urbanism, fără să ceară solicitantului obținerea avizului pentru certificatul de descărcare de sarcină arheologică al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, după care au emis autorizația de construire, desființare, în vederea construirii de către o persoană fizică a unui imobil pe o suprafață de teren aflată într-o zonă cu patrimoniu arheologic, cunoscut ca sit arheologic, respectiv situl arheologic Pretorium 2, fără avizul pentru certificatul de descărcare de sarcină arheologică al Ministerului Culturii și Cultelor, cauzând, pe de o parte, o pagubă statului în cuantum de 87.000 de lei, prin nevalorificarea monumentului istoric, precum și vătămarea intereselor legitime ale statului român prin afectarea stării de conservare a castrului roman și a așezării din epoca bronzului, iar pe de altă parte, obținând pentru altul un folos necuvenit prin folosirea suprafeței de teren și construirea unei case de locuit, situate în zona de protecție a castrului roman, respectiv în zona sitului arheologic de la Racovița. Totodată, în perioada deținerii funcției de primar al comunei Racovița 2008-2016, cu știință nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, în sensul că nu a asigurat protejarea monumentelor istorice clasate aflate în domeniul privat al comunei Racovița. Prin acțiunile ei, Sonia Iliescu a cauzat statului și primăriei Racovița o pagubă în cuantum de 95.900 de lei prin nevalorificarea monumentelor istorice, precum și vătămarea intereselor legitime ale statului român, prin afectarea stării de conservare a castrului roman și așezării din epoca bronzului. În cauză, Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Ministerul Culturii și Identității Naționale, s-a constituit parte civilă cu suma de 95.900 de lei, reprezentând prejudiciul adus pentru nevalorificarea monumentelor istorice, precum și vătămarea intereselor legitime ale statului român, prin afectarea stării de conservare a castrului roman și așezării din epoca bronzului. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare judecătoriei Brezoi.